Azi avem ultimul ansamblu din prima etapă a duelului. Din ianuarie ne întoarcem cu semifinale, așadar o să vedem publicul pe cine va alege ca mare câștigător. Tocmai pentru că sunt ultimii, vor să fie cei din tâi. Așa că au pregătit un super moment. Este vorba de ansamblul Izvoarele Borcutului. Să-i aplaudăm și să-i primim! Sărut mâna și bine ați venit! Au venit vânătorii, bă, la final de emisiune! Din ianuarie o să înceapă măcelul. Adică o să se dueleze între ele ansamblurile și o să rămână doar unul ca cel mai tare ansamblu din România. E bine, nu? Foarte bine! Haideți să vedem cu cine povestim noi astăzi. Cine e șeful ansamblului? Nu există șef. Suntem peste ansamblu fără șef. Suntem colegi, suntem toți... parteneri? Da. Asta dumneavoastră. Dar, trebuie să existe un coordonator. Coordonatorul, domnul Iliescu. E domnul Iliescu aici? Domnul Iliescu junior. A, domnul Iliescu junior. L-a spus acolo în colț? Nu. E domnul director al Căminului Coltoral. Da, bineînțeles. De la Borca, nu? De la Borca, da. Veniți, vă rugăm frumos, aici în fața poporului ca să vă vadă cetățenii și să înțeleagă că dumneavoastră sunteți coordonatorul. Să trăiți, domnul Iliescu. Am onoarea să vă salut. Bine v-am găsit. Bine ați venit. Stați să vă dau microfon ca să vă și auzim. Și stați un pic, am acoperit piftia. Veniți, doamne, cu piftia mai în față. În Oltenia se zice piftie. Dar rezolv imediat. În Moldova e răcitură. În Moldova e răcitură. Deci ansamblul acesta de unde vine, stimate domn? Ansamblul vine din județul Neamț. Da, să-l țineți cât mai aproape așa. Din județul Neamț, da? De pe cursul mijlociu al Văii Bistriței, din locul unde se întâlnesc județele Suceava, Neamț și Harghita. Și sunteți înființați în 1968? Da, în 68, înființat ansamblu. Vreau să vedem ce moment ați pregătit, dar numai un pic, să trecem un pic și pe la bucate, nu? Cu piftia? Cu piftia, nu, începem, domne, de aici, lăsați-mă, vă rog eu frumos. E mirosul mai îmbietor. Deci, vă rog frumos, domne, dumneavoastră sunteți coordonator la ansamblu, coordonator la sarmale, piftii și cârnați sunt eu. Hai să trăiți! Așa zic și eu. Bun, deci aici cu ce ați venit dumneavoastră? Un caș proaspăt. Da. Amestecat oaie cu vacă. E tradițional, zona de unde veniți? Chiar de pe Valea Bistriței, de la Borca. Foarte frumos. Îl gustăm imediat. Numai un pic să rud mâna. Stați cam aici o furculiță și un cuțit care niciodată nu lipsește de la emisiune. Nu lipsesc, că e două. Vă rog. Aici, ne-ați aici avem brânza bătute, da. Care-i cașul de alături. Nu lăsați să mă descurc, nu, că l-am pe plantă, dar el e plecat puțin acum. Cașul de alături, după ce se dospește 2-3 săptămâni, da, se bate în burduf, în bărbânță și mămăliga. Și mămăliga, care s-a recit. Foarte bun cașul ăsta. Aici este tot aceeași brânză, da, specifică zonei de munte. Ce faci? Bine. Cum te cheamă? Luciana. Tu ai făcut Luciana? Nu, doamna Adi, din păcate, dar pot să fac și eu dacă insistați. Câți ani ai? 17, insist. Aproape. După emisiune, okay, rămâi să ne faci de revelion aici, să avem... Sigur. Cum se numesc? Plăcinte Palembrău. Exact, Palembrău, foarte frumoase. Mulțumim mult de tot că ați venit. Am văzut sirop de brad, mere și dulceață de afine. Mergem mai departe. Ce avem noi aici? O slăninuță, un... Stați că era să vă dau să vorbiți la cuții, dar nu-i bine. Numai... Avem slănină, ceapă... Stați! Așa ziceți, vă rog. Avem slănină, ceapă, cârnați de porc... Asta din ce poiană e? Proaspete, de la noi, așa... Chișcă și mușchi și tobă. De cât timp sunteți în ansamblu? De 3 ani. Și merge treaba? Da, da. Sunteți mulțumită? Da, foarte mulțumită. Și sunt băieții ăștia extraordinari? Da, normal. Și cu ce gânduri ați venit azi la emisiune? Am venit să ne distrăm sunteți și... Sunteți ultimul ansamblu în competiția ansamblurilor. Da, păi am venit să ne distrăm și să fim din nou toți prieteni împreună. Și viață, da, da, da. Și să câștigați. Ei, dacă se poate, o să și câștigăm. Acum, dacă se poate, cine știe? Oricum, publicul hotărăște. Noroc! Aici puteți vedea brânză, o telemea. De unde? Ținut într-o saramură tare. Da. Ținută o lună, apoi scoasă și ținută un pic la desărat. Ca să... E perfectă. Foarte. Perfectă. Să rămână, doamnă! Bună seara!
Sunteți foarte drăguță și foarte elegantă. L-ați și luat pe domnul de mână. Cu soțul. Altă viață, domne. Soț, soție aici în ansamblu. Da, cum vă cheamă? Budai Alina. Doamna Alina și domnul? Budai Marius. Mi se pare firesc. E și de cât timp sunteți împreună? Soț sau în ansamblu? Nu, soț, că în ansamblu de viață. Acum e dificil. 15 ani, căsătoriți. Sigur? Da. Pe ce dată v-ați căsătorit? 27 septembrie 2002. Și pe ce dată v-ați cunoscut? În 97, nu mai rețin exact, tot în septembrie. Foarte frumos, vă mulțumim mult de tot pentru șoric drag. Și pentru bunătățile aduse din... Borca. Borca, oameni buni. A, uite aici mușchiulețul ăsta afumat. Magicianule. O să vină și magicianul Robert Tudor. Să nu facă să dispare. Asta mă gândesc eu. Deci dacă vine magicianul, o să-mi facă să-mi dispară toate bunătățile. Nu e bine. Nu lăsăm. Nu, asta nu lăsăm. E... Mă scuzați, dar trebuie să mă duc și pe partea dreaptă, că am înțeles că ne mai așteaptă ceva cu alembru. Am venit la răcitură, nu? Da, poftiți. La noi în Oltenia se zice piftie. La noi răcitură. Răcitură. Și asta se mănâncă la dumneavoastră ca aperitiv. Răcitură. 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 Da. Răcitură. La noi în Oltenia se zice piftie, se mănâncă întotdeauna combinată cu sarmalele. La noi... La dumneavoastră, cu mămăligă. Da. Stați să gustăm un pic și din răcitura asta. E bună rășitura? Foarte bună. E foarte gustoasă. Am înțeles. O slăninuță, un cârnăcior, tot cum ne stă bine la final de an? De la purcelușul nostru crescut cu sudoare. Cum îl chema? Gigel. Și faimosul cârnaț, tot din munca noastră. Din munca, dar spuneți, domne, că trebuie să fie din zona, asta este ideea. Din zona Borca. Păi asta e că din zona Borca, că asta e tradiționalul adevărat. Avem Cozonacu, sărut mâna, cum aici, vă cheamă doamnă? Ca să vă prezint pe toți, într-un mod, ați văzut, inedit. Practic, noi ne facem că gustăm și că prezentăm mâncarea, dar noi vroiam să prezentăm ansamblu. Da. Vararu Maria. Sărut mâna, doamna Maria, să vă dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc, la fel. Voi doi sunteți împreună? Nu încă. A, nu încă? Depinde. Ai planuri? Dacă și are cu mine, da. Dar ție îți place de ea? Hai că poate prindeți revelionul împreună. Poate. Tu ai vrea? Dacă e vrea și ea, da. Păi dă-mă, lasă, măi, dar zi, măi, dacă tu vrei și vrei, zi, fii bărbat. Că ai pană de aia, cap, fii bărbat. Bărbat suntem, dar femeile nu sunt femei. Iulica bagă două de hop și așa, porție dublă. Și încă unul. Și încă unul, că... Așa, bravo, Iulica, bravo. L-a prins. Și cum te cheamă? Sebastian. Să trăiești, Sebastiane, să dea Dumnezeu. De unde ai furat țuica asta, fii sincer? De acasă, de din acasă. Propria gospodărie. Știu, ai tăi că ai plecat cu țuica la București? Ei mi-e dată. Ce au zis? Au zis că trebuie să-i duc ceva bun la măruță. Și aici este cu schinduc? Cu schinduc, da, dacă doriți, sau cu... Păi buruiana asta ce e, nu? Rădăcina asta. Cu ghințură, da. Ghințură, a... E de pe vârful Grințiașului Mic, de la noi de acolo, din Borca. Tu ai cules-o? Nu, eu doar am luat-o. Ai la fotbal. Ceva gen. Perfect. Avem aici... Dumneavoastră vreți să petreceți revelionul cu el? Ia să facem mare... Desigur. Desigur, mă, te-am aranjat. Vă place de el? Ei, cum să nu-mi placă? Ai, cum vă cheamă? Daria. Daria, să aveți un revelion frumos. Mulțumim. Gustăm imediat din acest... mușchiuleț. Senzațional. Mulțumim mult de tot. Tu cu cine faci revelionul? Toți facem revelionul, nu? Nu, ei fac împreună, nu vă băgați peste ei. Adică, serios, oamenii chiar vor să facă revelionul împreună, acum facem toți împreună. A, bine, ei o să fie separați atunci și noi o să petrecem lângă. Foarte bine. Mă bucur foarte tare, ai venit cu slăninuța, luată din cămăruță. Da. De la bunici, de la părinți? Da, aproape scoasă direct de la fum. De la fum. Miroase bine, a? Miroase perfect. De anul nou știu ce punem pe masă. Avem aici... Murături. Murături. Da. Ce scrie pe ele? Am citit bobonete, pe cuvântul meu, dar scria izvoarele... Borcutului. Borcutului. M-am zis, uite, bă, băiatule, și-a făcut bobonete murături. Nu. Cum mă cheamă? Denisa. Denisa, aici îl avem pe... Mihai Dahon. Așa, domnule Mihai, ce mai faceți, domnule? Ce să faci? Putea veni pe la tine cu cozonacul. Și sunteți pregătiți astăzi să faceți... de la Borca, da. Absolut, cu soția mea. Cu soția. Da. Plantă! Da. Vino puțin! El este super erou, plantă. Când există orice greutate, oriunde, plantă vine și rezolvă. Ia uitați-l. Treci prin spate și ține coșul ăsta, bă, plantă. Să vedeți, lăsați că îl ține într-o mână.
Perfect. Haideți cu soția aici să vorbim, că... Colegii ne-au spus, suntem patru familii aici, patru soți, patru soții cu Marius, să ridice mâna, cu Petrica Cobuz cu soția, Dorel Ungureanu cu soția, Costel Văraru cu soția și noi. Deci suntem cinci familii, da. Foarte frumos. Doamnă, vreau să dați tot ce e mai bun, e duelul ansamblurilor și aveți șanse să câștigați. Să fiți pregătite! Da, da, foarte pregătite! Ia, mișcați un pic din pană să vedem dacă merge treaba. Merge, hai că e bine. Merge. Dumneavoastră, de unde sunteți? Eu de pe meleagurile pitorești ale Baloteștiului m-am prezentat în această după-amiază. Dar voi planta aveți ansamblul la Balotești? Da. Păi de ce n-a venit? Pentru că e format dintr-un singur membru, eu. Stai un pic, că uite ce ne-au adus oamenii ăștia aici, bă, băiatule. Ce e aici, vișinată? Merișoare. Merișoare? Da, da. Hai, cum merg ăstea noaptea de Revelion? De asta le-ați adus foarte bine, merișoare. Compotul ăsta de nucile, tu, iau eu merișoarele. Ia uite aici. Eu am făcut vama mai devreme. Ce ai făcut? Vama. Adică? Acestor produse pe care le-au adus. Bă, știi ce mi-aș dori eu? Nu știu. Să putem să petrecem sărbătorile de iarnă o zi în fiecare sat de unde au venit ansamblurile noastre aici, serios. Așa frumoase sunt locurile acolo și așa frumoase sunt tradițiile. Nu e greu. O să se întâmple. Va fi surpriza mea pentru tine. Mă, nene, mă, ce ia plantă, mă? Ce i-ați dat, doamnă, lui plantă înainte? Domnișoară. Ah, mă scuzați. Nu i-am dat nimic. El e, așa-l știu eu de la televizor. Îl știți pe el? Da, normal. Și cum vi se pare? Un om drăguț, așa, simpatic și de înainte de emisie. Da. E pâinea lui Dumnezeu? Da, normal. Așa cum sunt și eu. Și cum vă cheamă? Camelia Tădosia, sunt solista acestui ansamblu. Ah, păi trebuie să încep cu dumneavoastră, adică dumneavoastră sunteți șefa lor. Pentru că ei joacă după cum cântați dumneavoastră. Prima dată să luăm așa... Eu zic că sunteți șefa lor și așa să rămână. Pentru că dumneavoastră cântați și ei joacă cum cântați dumneavoastră. Păi da, așa ar trebui. Dar acum să lăsăm pe mâna dumneavoastră totul. Vă place cum e aici la mine? Cum prezint eu? Vă place așa pe normal, mână? Cum merge treaba? Sunt învățată cu luminele reflectoarelor, am mai lucrat cu... Reflect. Dar nu la dumneavoastră, poate să mai ajung. Cine știe? Mare drag! Plantă! Dotează plantă, pâinea lui Dumnezeu o să vină în ianuarie să cânte și fără ansamblu. Să-i promovăm și pe tinerii din ansamblu. Bun, perfect. Oameni buni, să știți că noi mai și glumim aici, dar în același timp încercăm să promovăm tot ce înseamnă frumos în România, ansamblurile tradiționale. Așadar, încă o dată, să fie foarte clar, aici este ansamblu. Izvoarele Borcutului. Din. Borca. Din. Borca. Păi Borca, dar Borca aparține de? Județul Neamț. Exact, din Neamț. Așa. Și? Să dansăm că e greu. Ai dreptate. Să dansăm că e greu. Vă lăsăm să aveți succes. Oameni buni, sunt ultimul ansamblu. Așadar, pregătiți-vă să-i aplaudați. Plantă, hai de aici, în spate, că noi avem de discutat. Până una alta, vă lăsăm. Platoul vă aparține. Să aveți succes! Thank you.
Foarte frumos și poza asta de final de nota 10. Bravo, sunteți în duelul ansamblurilor. Acum ce-o hotărâ poporul aia să se întâmple? Dea, domnul. Pentru că din ianuarie începem cu calificări. Câte două ansambluri pe emisiune se duelează și cei de acasă votează. Atunci să vedeți distracție. Vă mulțumim mult de tot și vă dorim să aveți sărbători fericite și un an nou minunat. La fel și dumneavoastră, ce mulțumim pentru invitație. Unde-i pălăria? Dați voie să o pun și-o puțin un pic așa? Uite, bă, băiatule, bă. Iese și pana din televizor. Așa că aici nu mai am pana. Mulțumim mult de tot, să vă dea Dumnezeu sănătate și un an nou bun fericit. Și dumneavoastră la fel.